dimineața, domnul consilier. Deci, domnul consilier, așa cum ați luat la cunoștință, conform dispoziției 48 din 24-3-2022, din consultarea Consiliului Prezență, rezultă că din cei 13 consilieri ce confund Consiliul Local Scorțeni, sunt prezenți 13, fiind întrunit forumul prevăzut 139 și 134 din OIDU 57 de 2019. De aceea vă rog să-mi permit, vă prezint ordinea de zi. Articolul 1, avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 24-2022 și a procesului verbal din 24-3-2020 la Consiliul Local Scorțeni. La articolul 2, avem proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport de la Școala Gimnazială Scorțeni, pe 1 februarie 2022. La articolul 3, am introdus proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării în avans a terenului suprafață de 539 metri pătrate, identificat cu număr cadastral 6034, înscris în cartea funciară a Biroului Cartonar în Mâinești, teren situat în satul Grigoreni, comuna Scorțeni de Bacău, în favoarea proprietarului construcției, domnului Burcă Florin, Ciprian și Cornelia. Aceste proiecte de hotărâre sunt inițiate de domnul primar. La articolul 4, avem proiect de hotărâre privind aprobarea privind atribuirea în folosință gratuită în favoarea SC Delgaz Biesaunului, teren aparținând în domeniul public al comunei Scorțeni. La articolul 5 avem întrebări, interpelări, informare, primarul și consilierul local. Domnul consilier, vă pot comunica faptul că s-au emis două proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederea cu 35 aliniatul 8 din 1957-2019 privind codul administrativ, după cum urmează. Avem un proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru 2021, valoarea de 5.000 de lei pentru Adil Bacău. Și la articolul 2 avem proiect de hotărâre privind însușirea unei suprafețe actualizate de 24.890 metri pătrați a domnului comunal din satul Scorțeni, comunul Scorțeni, aflat în inventarul domeniului public al comunului Scorțeni, așa cum este publicat în monitorul oficial numărul 35 bis din 9-5-2002. Deci, așa cum am arătat, inițiatorul este domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. Domnule președinte, vă rog să puneți la vot. Bună dimineața, domnule consilier, având în vedere că sunt îndeplinite prevederile legale, declar și deschisă ședința Consiliului din data de 24-3-2022. Vă rog să aprobați dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Deci, da, avem o majoritate, sunteți de acord cu toții. Acum voi trece la fiecare articol în parte. Articolul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28-2, respectiv a procesului verbal din 24-3 a Consiliului Local al Comunei Scorțeni. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Aveți probleme, obiecțiuni? Deci sunt de acord cu toții. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport al personalului didactic și nedidactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Scorțeni pe 1 februarie 2022, conform anexelor prezentate, parte integrantă din prezenta hotărâre. Sunteți de acord? Vă abțineți? Da, da, deci, de acord. De acord cu toții. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în avans a terenului în suprafață de 539 de metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 60.034, înscris în cartea funciară numărul 60.034, situat în sat Grigoreni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în favoarea proprietarului construcției, casei edificate pe acest teren, a domnului Burcă, Florin, Ciprian și Cornelia. Cine se înscrie la cuvânt, vă rog? Domnul Cernat, domnul Lotariu. Beța, Ondu, Măgirescu, domnul Franz. Am să dau cuvântul domnului Cernat, vă rog. Dacă îmi dați voie să spun câteva cuvinte înainte, având în vedere că eu sunt inițiatorul de fapt al acestui proiect.
Aș vrea, înainte să începem să intrăm în dezbatere, să vă prezint câteva aspecte de legalitate asupra proiectului, dacă îmi permiteți. Instituția Prefectului, pentru adresă din 1-11-2021, este vorba despre proiectul inițial care a fost. Ca urmare a solicitării primăriei prin domnul secretar, cu privire la legalitatea acestui proiect, ne răspunde și zice așa. Ca urmare a adresei dumneavoastră numărul înregistrat la Prefectura Județului Bacău sub numărul din 26-10-2021, prin care solicitați un punct de vedere privind soluționarea cererii domnului de a cumpăra teren concesionat în suprafață de conform contract concesionare numărul, vă facem cunoscut următoare. Potrivit dispoziția cu 240 alineatul 2 din nou cu UG 57-2019, prin codul administrativ, cu modificare și completările ulterioare, se prevede că, apreciarea necesității și oportunității, adoptării și emiterii actelor administrative, aparține exclusiv autorității deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau altor documente fundamentale prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate semnarea documente de funcțiune, de fundamentare, angajează răspunderea civilă penală administrativă a Consiliului Local. Tot primăria, instituția prefectului ne răspunde că, potrivit articolul 129 alineatul C, alineatul 2 litera C și alineatul 6 litera B, se dispune, Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții. Și la litera C, atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului. Prefectura ne mai spune așa. În ceea ce privește solicitarea dumneavoastră de a vă asigura sprijinul în forma de interpretare a articolului 4, respectiv articolul 18.4 din contractul de concesiune. Aici am înțeles că a fost problema multor dintre voi. Respectiv termenul de 25 de ani și faptul că concesionarul va avea dreptul să plătească în avans minim, maxim 10 rate trimestriale, vă facem cunoscut faptul că articolele menționate dumneavoastră trebuie luate ca atare în întregimea lor și nu fracțiuni din articole. Ele referindu-se doar la termenul de concesiune și plata taxei de reprezență și nu la cumpărare. Față de aspectele legale sus menționate, precum și potrivit dispoziției articolului 18.1 și articolul 18.2 din contractul de concesiune, doar Consiliul Local, în calitate de concesionar, este în măsură a aprecia necesitatea și oportunitatea adoptării actului administrativ privind vânzarea terenului clar. În concluzie, prefectura ne spune așa, domnilor, puteți să faceți acest proiect de hotărâre, este legal, se poate aproba. Da, mai mult decât atât, vă rog frumos, vă răspund punctual la orice solicitare. Consiliul Județean, printr-o adresă, din 2-11-2021, ne spune același lucru. Aceste documente au fost la mapă, la proiectul inițial, și eu vi le pot pune la dispoziție să le studiați. Astfel încât legalitatea proiectului, în ceea ce vreți legalitatea, suntem acoperiți pe deplin. Ține doar de dumneavoastră să ajutați oamenii din comună și să vă deschideți sufletele și mintea la viitor. Pentru că, punând piedici cetățenilor, nu facem altceva decât să punem frâne dezvoltării comunității. În măsura în care aveți întrebări... Am înțeles. Pot să vă pun o singură întrebare? Sigur. Vă rog. Când au semnat contractul și au asumat să plătească 25 de ani... S-au răzgândit acum. Nu s-au răzgândit. Plătesc în avans. Proiectul de hotărâre este pentru plata concesiunii în avans. Dumnealor își plătesc toată concesiunea pe 25 de ani și pe lângă concesiunea care o plătesc, plătesc valoarea din evaluare. Iar acest proiect de hotărâre nu este pentru o singură persoană. Deschide calea și celorlalte contracte de concesiune, inclusiv a cetățenilor din satul Scorțeni, care au terenuri. Oamenii trebuie să-și rezolve problemele. Am înțeles. Dacă mai aveți alte... Domnul Cernat era înțeles. Sunt de rol, s-a atins punctul. Domnul, o luăm în ordinea care s-au înscris. Vă rog frumos, domnul Beța. Da. Eu aș vrea să întreb de ce atâta gravă. Atâta vreme cât nimeni nu a venit să-i zică de la primărie sau să-i spună domnului cât iau terenul, cât se întâmplă altceva cu asta. Își plătește în continuare concesiunea, terenul e al lui, se folosește de dânsul. Nu înțeleg graba asta neapărată, deci... Vă răspunde la întrebare, domnul Beța. Graba asta constă în faptul că oamenii au familii, au copii, păi da, și îmbătrânesc, și mor. Eu vă înțeleg că vă argumentați poziția da. De a nu vota. Ați vorbit dumneavoastră. Poți să vorbiți și eu, nu v-am întrerupt. Da. Păi ce nu v-am întrerupt? V-am răspuns la ceea ce a spus dumneavoastră. Nu v-am cerut părerea dumneavoastră. Păi nu, eu sunt inițiatorul de fapt și eu vă răspund la întrebările dumneavoastră. Atunci așa ai votat dumneavoastră. Păi v-am clarificat.
Domnul Ștefan, nu vă poate răspunde. A spus o întrebare, domnul Deasa. Cred că el este în măsură să vă răspundă. Să termin, nu? Ah, ok. Terminați, vă rog. Din ce cauză este graba, care zice că are copii, nu vine nimeni de la primărie, în primul rând, să-i se zică sau să-i aleie, să-i spună că să luăm terenul. În al doilea rând, deci ar fi nejust față de ceilalți cetățeni care și-au plătit 25 de ani. Și au rămas, poate, la rândul lor au avut oameni care au murit, care nu mai sunt printre noi și nu s-au văzut cu proprietate. Și-au plătit în continuare, dar nimeni nu a venit și-au pus presiuni. În al treilea aspect, nu mi se pare de bun augur să se telefoneze noaptea, să vină cu oameni în țări, din cauză că, vezi, Doamne, noi trebuie să facem neapărat așa ceva. Că dacă nu, o să vedem noi. Vedeți că am înregistrări în care cu aspectul ăsta să mă duc la autorități să vedem de ce se pune, domnul notariu, de ce se pune presiuni pe ceva care mi se pare că nu vine nimeni ca să-l stârnească, n-a venit nimeni să-i spună, domnule, vedeți că vă iau terenul ăsta. Sau vezi că mâine o să treacă nu știu ce construcții pe acolo și primăria vi-l ia. Eu nu am aspecte de telefoane pe care le primiți dumneavoastră, nu am nici detalii de ședințele pe care le țineți înainte de ședința de Consiliul Local, care este ședința de fapt. Eu v-am răspuns, nu am cunoștință. Dumneavoastră votați cu sufletul și cu inima. Ok, vă răspund, domnul Andu, vă rog. Da, în general s-a atins, am înțeles despre ce este vorba și țin să mai completez în ședința, când a fost proiectul inițial. Am pus atunci problema că ar putea aceste persoane să plătească în avans ca să le putem semna. Iar mulți dintre consilierii care sunt astăzi foști pretendenți la funcția de primar, în campania lor electorală, dădeau pământuri la oameni și promiteau o grămadă. Acum când a apărut un cetățean și trebuiește ajutat, nu că trebuiește, ar fi bine să îl ajutăm, orice om vrea să devină proprietar, să-și aibă actul. Dacă plătește în avans, graba de unde? Graba asta că e nesiguranța zilei de mâine, nu se știe, asta este, cred că, singura grabă. Să-și cumperi terenul în avans, de la proprietate personală, fără să mai intre. Am înțeles, dar cred că nu toată lumea are bani, nu toată lumea a fost prin străinătăți, nu toată lumea sunt afacerici, nu toată lumea. Dar ideea este... Dar dacă s-a scris el, de ce trebuie să vorbiți peste el? Acum hai să vă spun și eu ceva. Doamna Măcirescu, vă rog. Ce am vrut eu să spun s-a atins, dar pe viitor mă abțin și astăzi, pentru că am spus rândul trecut, ori toată lumea beneficiază de acest lucru, ori niciunul. Dacă noi votăm pentru Burcă, care are 11 ani de cotizație, ce spun cei din curtea cea pe 121? Așa că domnul să facă alt proiect, să trăiești cap cu coadă pe toți. Doamna, fiecare, unul e bolnav, unul nu știu ce are, fiecare vrea să-și legalizeze. Dați-mi voie să vă răspund. Nu-i normal. Acest proiect este absolut normal. Plătește în avans, ascultați-mă, fiecare om, face o cerere la primărie, își face actele și vine și își cumpără terenul. Proiectul ăsta deschide drumul pentru toți ceilalți oameni. Singur, nu se poate face unul singur. Este un argument nerealist. Nu se poate, nu poți să-i bagi pe toți într-o oală. Care vrea, care nu vrea, unul își face actele la timp, altul nu. Sora parte de evaluare care trebuie să fie în termen. Nu se poate să-i bagi pe toți. Oamenii vor. Păi dacă oamenii vor, își fac actele. Exact cum s-a spus. Cine vrea, vine la primărie, plătește în avans, poate nu poți au bani ținți în același proiect. Dar să plătească în avans, cum plătești Burcă sau oricine, și oricine are dreptul de a deveni proprietar. Haideți să vă dau voie. Trece 25 de ani. Știți foarte bine că anul trecut, o parte dintre cetățeni au devenit proprietari, că s-a încheiat termenul 25 de ani. Exact. Da? Mai erau câteva familii care au venit cu solicitări verbale la primar. Am discutat cu ei. Din prisma că dacă tura trecută, la cererea de solicitare, când era domnul Burcă și cu domnul Pozoroacă, se creează precedentul, fiecare dintre dânsii au dreptul și vor, că știu că vor, să intre în aceeași ecuație și să beneficieze de aceleași drepturi ca fiecare, cu perioada rămasă de plată. Și curs și la obiect. Ei,
Eu spun în felul următor. Dacă suntem acoperiși legal și oamenii ăștia devin proprietari, automat, banul cu țărâița, care l-am luat în 25 de ani, nu se înțelege nimic. Acești oameni, dacă anul trecut au intrat pe 30.000 de lei, parcă, din ce au plătit în contul primăriei, la câteva familii. Deci se adună o sumă generoasă și pentru primărie, și vă spun și ce implică, ascultați, că vă spun și ce înseamnă concesiunea și dreptul de construcție de teren concesional. Să înțeleagă fiecare. Deci oamenii devin proprietari cu drepturi de primii, vor fi plătitori taxe și impozite în continuare, dar vor fi proprietari. De ce? Chiar dacă am vrea noi, chiar dacă nu am vrea să reziliem contractul de concesiune a persoanelor, în contract prin foarte clar că valoarea concesiunii este pe perioada construcției, cât este construcția pe acel teren. Chiar dacă se încheie termenul 25 de ani, automat are dreptul la încă 49 de ani de prelungire, pentru că omul are construcții pe acel teren. Deci omul are o certitudine că nu, deci nu, nimeni, nici Consiliul Local nu poate să demoleze ce o construiți acolo, că asta era la condiția de concesiunii, pentru construcții. Numai că vechile construcții au fost făcute în alt mandat de la început, când mi s-a dat din vechiul Consiliu Local, din perioada de suprafața din curtea șapieului și s-a construit. Pe când domnul Burcă și domnul Potorac, domnul Potorac, știu eu, prin 2000, era Ambăruș, domnul Ambăruș primar, prin 2008, nu știu, 2007, parcă s-a dat în 2008, parcă o construit. Și domnul Burcă, prin 2011, a venit cu o solicitare de 500 metri pătrați. Țin minte, eram în Consiliul Local, Consiliul a fost de acord, era o groapă de gunoi, chiar unde și-a făcut construcția, toți au fost de acord. Problema este de interpretare, dacă este legală, eu, din punctul meu de vedere, omul ar trebui, fiecare, și atunci, prin precedentul, toți o să vină să facă. Toți care au terenul concesiv. Eu am adus și dumneavoastră deduceți ce e corect, ce nu e corect, eu mai mă nu zic. Mă repet, din punct de vedere legal, nu avem absolut niciun fel de problemă. Din punct de vedere moral, fiecare cum îl consideră. Eu dorește să-și ajute semene sau nu. Eu am avut ce am avut. Spus dumneavoastră, de duce cum ne-ați hotărât. Nu ne pun împiedică, nu câștigă nimic. Eu n-am nicio problemă. Păi nu, răspunem, că asta e. Nu, dar nu luăm așa. Toată lumea poate beneficia. Ajunge ei care nu pot pe acea pe urmă. Votul nu trebuie să-l motiveze. Va trebui să-l motivați, doamna Lidia, că aveți o datorie față de cetățenii acestei comuni. Dar de asta am ajuns. Gata, s-a luat cuvântul să termina, nu? Gata, asta am ajuns. Păi, vorbim de multe ori vorbești. Păi, el nu e avocat aici. Oprește-l și gata. Hai, ce rog. Cetățenii care au apelat la mine. El a avut cuvântul, de-a putut să termina. Deci, la vot și gata. Cine este pentru? Supuneți la vot. Cine este pentru? Pentru? Câți avem pe vers? Nominalizăm. Deci avem așa, domnul Baltău, domnul Rotariu, domnul Franț. Ați primit dispoziții, nu? Respectați-o până la capăt. Da. Că... Domnul George, vă rog frumos. Ce mai avem aici? Domnul... N-am nicio dispoziție, dar nu vreau să vreau. Franț, domnul Bondu. Cât avem aici? Mai aveți cei doi care cum au... Domnul Cipcă se abține la acest proiect. Și domnul Zanfedescu? A fost de acord. Deci aici mai facem. Domnul Bacău e de acord, domnul Rotariu, domnul Franț, domnul Ondu. Domnul Ondu. Domnul Cernat. Cernat. Zanfedescu. Domnul Zafescu. Și dumneavoastră, domnul Făcu. Da, am. Gata, ia să mergem. Și opțiunea celorlalți. Se bine dotată și aia. Deci aceștia sunt pentru, da? Am fost pentru. Împotrivă sau cine se abține? Cine se abține? Abține. Cine? Abțin. Abțin. Hai să luăm aici. Doi? Șase. 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 Și cum șase? Și cu șapte. Ați făcut proiectul pentru toată lumea, și am zis nu? Dar nu, solicităm pentru toată lumea. Trebuie să-i ajutăm. Cum vine cu bilicul? Vine că îi cumpără omul care își dă.
Îi dau, eu n-am un proprietar. Mai faceți și mișto de ei, știți, după ce oamenii sunt necați și vreau să rezolv probleme, nu mai... Nu sunt necați, nu mai nu sunt necați. Nu, dar nu vedeți, dar nu e. Doamna Lidia? Domnul Lidia, da? Să cinezi? Da. Și atunci o să vedem iar dacă am avut să fie așa. Da, da. Eu cred că aici ați mai venit acolo și mai primit la mașină. Și cum ați ajutat? Lăsăm pe alții să fie ajutat. Absolut, da. Bun. Deci ce n-a plăcut? Deci ca să nu fie turbinate cu proiect. Da, să nu știam. Mai departe, mai departe. Păi, Tony, dar cu 25 de ani nici erau telefonii de astea, mă. Să mai schimb legi, ce dracu, rămânem, dar cu 25 de ani. Haideți, vă rog, să trecem la articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirea în folosință gratuită în favoarea SGD-ul Gaz Gride sau unui teren aparținând domeniului public al Comunei Scorțeni, județul Bacău. Inițiator, domnul primar, acolo, Gheorghiță Cătălin. Aveți? Vă scrieți la cuvânt, domnul Ondu? Altcineva? Aș avea și eu, dacă nu este atinsă problema, o pun, dacă ați atins. Deci, întrebarea care ar fi, celelalte locații aflate pe Comuna Scorțeni, sunt tot date cu titlul gratuit. Deci este vorba de un stâlp care trebuie... Da, e gratuit, deci din interes național, da. Am înțeles. Celelalte locații, celelalte obiective, stâlpi care sunt, sunt tot cu titlul gratuit, dar către... Da. Vă pot eu răspund, este o lege care spune că furnizorii de utilități au gratuitate la plasarea acestor construcții. Asta nu găsește. Deci puteți cu gratuit, că așa e legea. Nu poți să nu ieși la mine. Deci este obligatoriu. Și vorba de un metru. Nu poți să-l taxezi. Pune un stâlp. Același lucru doream să-l întreb și eu la verificat domnul notar. Ce este pentru? Ce este pentru? Următorul de la o suplimentare. Deci avem o suplimentare. Primarul Comunei Scorțeni, domnul Anton Gheorghiță Cătălin, în temeiul articolului 135 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, susține următoarele. Vă solicit să aprobați suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 31 martie 2022 cu următoarele proiecte de hotărâre care nu mai pot fi amânate până la următoarea ședință a Consiliului Local al Comunei Scorțeni, după cum urmează. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2021 în valoare de 5.000 de lei pentru ADIS județul Bacău. E taxa la care trebuie să o plătim anuală și aici se știe de ani de zi. Sunteți de acord? Vă abțineți? Următor. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea unei suprafețe localizate de 24.890 metri pătrați a unui drum comunal Sat Scorțeni, Comuna Scorțeni, aflat în inventarul domeniului public al Comunei Scorțeni, județul Bacău, publicat în monitorul oficial numărul 305 bis, din 9.05.2022. Problema este în felul următor. Acest proiect a fost supus așa doar că la prefectură a cerut o modificare cu însușirea. Atât. Sunteți de acord? Da. Acum la diversie, dacă îmi permiteți, vreau la ședința viitoare, am în față nomenclatorul stradal, că nu am vrut să-l bag pe ședința azi, dar prima oară vă las să vă uitați din cu ochii, cu denumirile străzilor, că nu mai mă duc, vă duc la Comisia Județeană, sub forma care este, și așa am întârziat de multe. Vă dau să verificați fiecare, cum s-o stabilit, că duc la Comisia Județeană. Da, Florești, o văzut. Și vă aveți Coșteniu și Grigoreniu. Și la Grigoreniu. Am stabilit George. Da, dacă și văzut. Eu zic că e ok. Nu n-am văzut, da. Dar e bine de văzut. Da? Dați-i drum așa. Îi dăm drum așa, fără probleme. Ca să fim și noi, să te duc. Da, este acuzat din Comisia de Constituție. Nu mai rămâne. Da, eu mă duc la Comisia. Bun. Și mai e o discuție. Eu am schimbat cum ai spus tu. Mai e o venit... Am aici un memoriu foarte. O într-o memorie de prezentare pentru așa, se numește amenajare zona agrement și bazin piscicol nevidabil pentru pescuit sportiv prin exploatarea nisipului și pietrișul din terasa râului Tarzon în comuna Scoțeni de Zubacău. Denumirea proiectului amenajare zona de agrement și bazin piscicol așa cum am spus. Numele solicitatul PAN Consulting Solutions SRL, Asău, județul Bacău,
are număr de contact aici, societate concesionar teren. Amplasament teren, 12 hectare în Albia râului Tazău. Acum, domnul secretar vă poate explica legalitate, ce îi, eu îți dator să prezint, vor să fac un bazin fiscal. Nu, eu n-am nicio problemă, dumneavoastră. Deci, haideți ca să vă prezint un memorul de prezentare a acestei firme, prezentat de domnul primar. Deci, el spune amplasament solicitaritele, da? Unde timpul lucrării consistă cu concesionarea parcelei suprafață de 12 hectare. În vederea amenajării unei zone de agrement în baza specifică, nevelabil pentru pescuit sportiv sau lucrări. Deci, cu ce beneficii? Da, unde o să fie? În primul rând, păi ieșim în perimetru, da, cine o ar ridica problema, a ridicat-o foarte bine, că ești o suprafață ca aici sub protecția apelor române. Și noi dacă avem un lac să facă lângă lac, tot piscicol să-l distrugă pe ăsta nostru, să nu iei. Este o chestie, dar suprafața, după cum este solicitată de 12 hectare, efectiv, noi nu avem identificate suprafețe în suprafața comisiei. Domnul secretar, să înțelegem că el cere la modul general o suprafață. Da, vrea pe Albia Răului, dar acum este protecția pe lor. Nu, mă gândesc că poate să iei apa lui ăsta, care a făcut săracul. Păi tocmai asta este și el, dacă are un lac, să-l distrugă, poate are mai mulți bani din societate și să-l distrugă pe ăsta nostru. Și de unde sunt hectarele alea 12? Păi în astea că nu este identificat nici pan parcelar, nici tarlar, vrea pe albă, dar nu este albian. Albia lui e apelor române, sunt apelor române. Nu știu, trebuie să-i dăm un răspuns. Dați un răspuns dacă ești la corp ca să facă notificare, secretarul și atât. Ne abținem. Păi nu, nici nu a prezentat zonă, nici... Păi nu spune tarlat, nici parcelă, nici... Practic, el cere de la dumneavoastră un răspuns dacă aveți asemenea suprafață de teren. Nu, când a venit la verbal, nu știți că o identificat, dar acolo e în Albia Râului. Acum... Dacă o identificat, o să duc să o măsoare, să... Ce spune tarlaua? Să spune exact unde este. Ia-ți trece băiatului ăsta. Dar nu, poate nu lângă lac aici, poate nu lângă lac. Ba da, odată lângă lac. Aici, în Albia Râului, lângă lac, imediat. Păi ăsta de dea săracul s-o pus pe picioare, nici nu știu dacă s-o pus Octavian. Să vină alții să facă. Dar ce ar însemna? Dacă ar putea și eu să fac în această comună, al lac, lângă Chiriță, n-aș avea voie că trebuie numai unul singur să fie? Nu, dragă, trebuie să ținem întâi cu a noștri. Să vedem întâi tarlaua unde vor să vină cu aprobările și toate. Nu trebuie să spunem nu, pentru că înființarea unui balastier în primă fază, ulterior finalizat într-o fermă piscicolă, are o importanță economică. Era vorba de importanță. Dar acolo scrie în loc de agremia. E vorba de balastier. Este a apelor români, nu este a ta primării. Șapte se abțin și gata, nu mai trebuie măsoare să mai chemui. Nu avem ce vota, nu e proiect de hotărâri. Este o... Am supus o dezbatere ca să vedem cum o gândim. Dar când am văzut dimineața... Dar de ce nu se duce la vale acolo la Moșul, la Bereșii? Mai mult de evident. Să vă avem chiar buniști. Poate cu cealaltă nu haideți să lămurim treaba. Eu trebuie să, primăria trebuie să dăm un răspuns. Urma discuțiilor avute cu în ședința de astăzi s-a hotărât. Ce s-a hotărât? Să ne prezinte mai multe detalii. Ca să putem la o hotărâre în cunoștință de cază. Da, și aviz de la... Apele Române. Păi... Orice și apele române i-a cerut un aviz de la oameni. Da, da, memorie concesiunii. Și chem să vadă. Exact. Ei, uitați-vă cum sună problema asta, de ce? E în studiu. Spuneți-i că este în studiu. Această... El ce vrea în proiectul dumnealor. Spune așa. Spune amenajare, zona agrement. Și bazin piscicol, nevidabil, pentru pescuit sportiv, prin exploatarea nisipului și petrișului, mai mult de nevoie. Deci aici e pe râul Tazlău, în comuna Scorțenelui. Sunt 4-5 la un loc. Le-o băga la... Da. Nu-i
Și mai jos, 12 hectare, da. Noi n-am luat anul trecut o basculă de balastru ca să facem un drum și... Noi cam... Da. Lasă. Din studiu, E cusută cu ață verde. Să se ducă la Cârjou, la Bilești. Exact. Atunci puneți... Ca și de responsul scris. Nu. Nu, o prezentare mai amplă. Nu trei în unul, să fie prezentat mai clar. Și tarlaua respectivă, da, aviz de la termen de execuție a lucrării, ce e, ce e. Fac în poză din satelit. Are voie oricine să vii la noi să identifici terenuri, așa? Probabil că da. Dar noi vii pe terenul nostru, măi. În primul rând. Albea râului Tajor trece pe teritoriul comunii. Chiar dacă da. Dar ei poate vrea un albii, nu? Cine se identifică? Dacă noi n-avem teren. Am permis de pescuit, nu mă de la jos pe mine în față. Mă duc la pește, am permis de pescuit. Poți merge așa. Da, asta e spusul. Deci răspunsul e nu. Păi nu, nu. Te spunem nu aici, da? Da. Da, da, da. Întrebări, interpolări? Vă rog, mai aveți interpelări? Da, declar ședința închisă. Vă mulțumesc frumos, vă doresc cu zi bună.